Planul, așa redactăm, planul ACE intersectează planul ACB egal dreapta AC. Am arătat, da? Am arătat că mâie e perpendicular pe mâie perpendicular pe AC. Și că bâmă perpendicular. Și bâmă perpendicular pe AC. Și atunci, asta mi-a dat mie drept să spun că este vorba de unghiul IMB. Și cos de IMB în triunghiul, acum zicem, în triunghiul, între unghiul IBM și așa cât este vreau, e IBM. Ce avem în triunghiul IBM? Avem pe IB, știu, de 20. Pe BM am aflat tot. Pe BM e 12, EB e 20 și EM e 4 radical 34 și unghiul de 90 e B. EBM e de 90, da. Da, am spus EBM e de 90. BM am aflat-o că e înălțimea care am găsit-o noi, IU acela. Cât am zis că este IU? E 4 radical 34, pare, nu? Da, nu, EM e 4 radical 34. EM, atunci BM n-am aflat-o? Da, da, BM e 12. Și atunci zicem o funcție trigonometrică, care se zice catetele. Sau dacă vreți pe ipotenuza, față radical din 34, nu? Zii, ca să avem unghiul ăsta de aici, sau? Ce funcție aplicăm? O catetele. Ce înseamnă ca catetele? Tangenta. Da. Tangenta de... Dar nu ne trebuie cosinus. Nu ne trebuie cosinus? Da. Ba, mai cosinus. Cosinus. Cos de unghiul. Discutat de la oră. Cum se numește? E un cercul. E un cercul. Așa e răspunsul. Cum se numește cu cateta durată pe ipotenuză. Exact. Deci cateta adăturată e arc... Nu. Cateta adăturată... Este tema pentru de... Cateta adăturată... E bun. Da. Deci zicem cosinus de unghiul E bun sau nu? E bun. E bun. E ca cu. Cum am zis că am de la alăturat. B supra. E bun. B supra. E bun. Și e ca cu. 12 supra. 4 la 34. 3 supra. 34. Crezi că e mai mare ca unul sau mai mic ca unul? Mai mare ca unul. Mai mare ca unul? Mică. Mai mică ca unul sau mai mare ca unul? Păi dacă-i spate, că l-ai calculat. Spune-mi la urmă. Nu? Da. Dacă ai idei. Că zic cosinusul unui unghi sau sinusul unui unghi. Ce fel de număr? Că zici raportul dintre catetă și ipotenuză. Mai mic. Pe cosinus cel mai mare poate să fie 1 pe 2. Deci mai mic. Deci cum să fie mai mic cel mai mare unul pe 2? Pe cosinus 60. Păi de atunci costă 61 pe 2, dar numai 60 de grade ale unui ca unghiuri, ca mărime. Asta știu eu, e dar dacă spun catetă supra ipotenuză, cateta e mai mică decât ipotenuză. Normal. Deci mai mic. Și sinusul și cosinusul sunt mai mici decât unul. Că sunt da. Fracții suplimentare. Era. Da? Deci aici continui. Deci ai simplificat într-un 4 și face 3. Și face 3 pe radical din 34. Raționalizez și face 3 radical din 34 pe 34. Supra 34. Iată că am aflat în clipa asta cosinusul lui SF. Avem tangentă de... Avem alt cosinus. Da. Cosinus de D, H, E, și A, V, D, H, E, și A, V, D, H, E. De ce e? Da. Și, dar de ce e la noi? La noi cam ies E adus în coliniare. Care? E adus în coliniare. E A și D. Nu. Nu poate să fie. Păi da, cum așa ies la noi și ies de ce e. Asta înseamnă bun. Pentru că mi-ai pus întrebarea asta și trebuie să o lămurim. E A și D. Cum se fie coliniare? E în planul A, B, E, E, F.
care iar trebuie numărată. Iar exemplarul de jos. Deci, vede așa, așa și pătrat este sus. Da. Și acum problema este unul dintre... D, D, E, C. Și ca să trasăm triunghiul D, E, C, iese... D, E, C... D, E, iese coliniar. Ei, da, și tu poți să duci și așa un pic miruna. Te duci în felul ăsta, dacă îți se creează imaginea asta. Deci D, E, C, ăsta ar fi... D, E, C și care? Și A, și B? D, E, C și... A, C, B, nu? A, D, E, C și A, C, B. A, C, B e planul de jos. Da. Păi acum un unghi comun C, un punct comun C. Eu au dreapta cele două plane. Da, dar momentan au doar un punct. Și mai vedem în care celălalt punct va să facă dreapta. De ce să nu fie de două? De ce? Și A, C, B, A... A, C, B, de fapt eu azi zic A, C, B, D. Că A, B, C, e mai mare în dreapta. Că D e la dreapta. La dreapta omului, că D. Nu, A, C, D. Da. Da. Deci trebuie mai întâi, când urmăriți intersecția două plane, trebuie să vedeți dreapta comunelor. Pentru că, mai ales când vi se cere unul dintre ele, unul diedru, trebuie să aveți clar în minte că pe dreapta comună veți dedica două perpendiculare. Da. Avem că A, D e pe C, D. A, D. E pe C, A, pe C, D. Pe C, D, da. E, D, cumva e pe primul pe C, D. Haideți să vedem. Avem că e, C, E, cât e C? Am calculat? Da, am calculat. E, C e 25. E, C... C e 25. Da, am calculat. C, D e 20. Și E, D... Să calculăm când se poate e teorema lui Pitagora reciproca și avem un E, D, C e drepturi. Știți, ca să fie că pe primul care fie C, D. Da, Miruna. Nu alergăm până când n-a fixat bine punctul de pe diagonala de pe dreapta comună. Și în dreapta comună, că o fi aici, că o fi în ce, că o fi în de pe plan mijloc, în de la, adică în perpendiculare în cele două plane, că numai perpendiculare în măsoară unghiul diedru. Păi da. Și? Acum încerc să văd dacă e de că e dreptunghic, ca să am primul E, D, C, dacă este dreptunghic. Unde să fie unghiul drept? Pe aș vrea să fie în D, ca să fie E, D, pe primul pe D, C. Ca să fie în D... Știu dacă ai să reușești. Acum, dacă ți-ai hotărât să fie în D, da. Trebuie să reușești să ridici o perpendiculară în D pe planul de jos și asta ar fi DA. Nu? Că DA este da. Perpendiculară pe DC. Da. Și în planul planul despre care discutăm în ECD să duci o perpendiculară și perpendiculară aceea să fie situată în planul ECD. Și nu prea vezi acolo. S-ar putea ca să fie totuși un moment mai greu ca să vezi tu în D. Chiar așa. Unde crezi că se va duce perpendiculara în D, fiindcă mă provoci la asta? Perpendiculara dusă în D. Pe DC. Situată în planul ECD. Perpendiculara în D pe DC. Perpendiculara în D, că trebuie. Da. Cea de-a doua dreaptă, situată în planul EDC. Eu din planul EDC. Unde mă duce pe perpendiculară din DPC, ați mă întrebați? Deci perpendiculară în D. Da. De data comună a celor două plane, planul de jos și planul ăsta, așa cum vezi tu, perpendiculara asta, în planul EDC,
Deocamdată e de ce vezi un singur punct, dar planul ăla e mult mai mare, da? Pe unde ar trece perpendicular asta? Prin ce punct, dacă, rog, mai alergi pe acolo, pe acolo mă duc și eu. Ai putea să o duci pe primar așa? Duci așa, așa. Asta e fâdând. E tocmai fâdând. Deci perpendicular asta e tocmai fâdând. De ce? Pentru că E, F, e perpendicular pe AB. E paralel. Paralel cu AB. AB e paralel cu DC. Atunci E, F, e paralel cu DC. Da. Și dacă două drepte sunt paralele, e paralel planul care urmează. Deci E, C, D, F, e și el un plan. Ai două drepte paralele. Și la întrebarea mea, pe unde trece dreapta aceea din D plecând și să fie conținut în planul E, C, D, numai prin F. Da? Numai prin F. Și acum, iată că te-ai focalizat foarte tare pe chestia asta, în D ai vrut neapărat să duci pe perimara, ai pe A, D, pe primar, pe D, C, ai pe D, F, perpendicular pe DC, FD este în planul care vorbim. Și atunci unde dreptul din cine este format? Din FD. Dintre dreptele FD și AD. Asta e unii FD. E FD. Ca așa e vrutul. Dar știți unde era cel mai ușor? Unde unii să-l vedem? În C. Pentru că am avut așa. E B. E perpendicular pe planul ABC. BC e perpendicular pe DC. Din cauza că e dreptul. Atunci EC e perpendicular pe CD. Și EC e cea care mă interesează. Și acum, eu vreau pe dreapta DC să am cele două. Una în planul ECD și chiar EC. A, și n-am planul ABC, de la ABC. Și atunci, unghiu spunea, fugea repede și spuneai, unghiul iedru este ăsta. Tu m-ai dus în partea acela, dar am avut un pic de lucru, dar este aceeași problemă. Da. Însă te-ai complicat foarte tare ca să duci, să-ți fixezi unghiul acolo. Care e concluzia? Sigur că și în C și în D, dar din cele două puncte cel mai rapid îți vinea în C să vezi. Și acum am învățat totuși în C, e mai repede. În ce? Din mele trebuie, sigur că dar nu cam de discuții. Deci, încă o dată, E, e B, pe fac pe planul ABC. B, cu perpendicular pe CD. Pe DC. Rezultă de aici că și E, cu perpendicular pe CD. Exact. Și atunci... Unghiul de iedru este unghiul de aici, pentru că BC e pe planul pe CD, care e în planul de jos. Și știi bine care e povestea noastră. Să ne... cum ne focalizăm atenția. Luăm un punct pe dreapta comună și ducem două perpendiculare. Una e CE, care e în planul CE, care e perpendiculară pe dreapta comună, pe DC, situată în planul ECD, și alta BC, care e în planul celălalt, și perpendiculară pe aceeași dreaptă. Deci cele două drepte perpendiculare într-un punct de dreapta comună trebuie să... Asta trebuie să ajungă să fac. Bun. Deci cum retractăm? Suntem la punctul E. Zicem așa, cum E, B, perpendicular pe planul A, B, C. E, B. Deci este esențial să redactăm corect. Hai să ne stăpânim să fie o grindă de redactare. E, B, perpendicular pe A, B, C. Pe planul A, B, C. Demonstrat. Nu, din ipoteza. Autorul a dat. Sau chiar am demonstrat? Da, demonstrat noi. Așa, din planul. Demonstrat. Demonstrat. Și B, C, perpendicular pe C, D, din ipoteză. B, C, perpendicular pe C, D, C, B, din ipoteză. Din ipoteză. Rezultă din cele două. Rezultă din cele două, conform teoriei cele trei perpendiculare, nu? În acelea trei perpendiculare, rezultă că e C. E C. Perpendicular pe C, D. Rezultă de aici că măsura unghiului formați... Stai, stai, stai. E de altă parte, de sub mai arătăm. Dar e că asta în unii este inclusă. E că... E...
E, C, C, E, C, D, F. E, C, D. Atât ani sub celul, da? Când vei cum de demnumbra. Pe de altă parte, BC, mai adăugăm că BC este perpendicular pe CD pe dreapta comună. Și BC asta nu este inclusă. Este inclusă în planul de jos. A, B, C, D. Din cele patru lucruri precizate, reiese că măsura unghiului sau unghiul diedru, chiar așa, unghiul diedru, vă zicem așa, unghiul dintre D, C, E, flanc, și unghiul A, C, B, A, C, B. Și știi că spunea așa unghiul, spunea unul așa deasupra. Da, și măsura, și mână în față. Și dacă zicem măsura unghiului, da, măsura unghiului acesta, egal cu măsura unghiului, egal cu măsura unghiului, B, C, E, da? B, C, E. Măsura unghiului dintre cele două plane înseamnă măsura unghiului acesta. Și acum, e că unghiul este complet, am dat, este două de perpendicular, acolo sfârșit. Și acum, în triunghiul, deci în triunghiul, E, B, C, E, B, C, avem, E, B, C, da, E, B, C, E, B, E, cât au fost 20, E, cât au fost 20, B, C, 15, atunci pot să le catete, tot posibil să începe. Mai se află. E ce îl putem afla repede? E ce și l-am și aflat parte. 20 și 15, 25. 25. Și atunci cosinus de... Cosinus. Și atunci cos de unghiul B e ce? B ce e, da, da. B ce e? Este egal cu... Cateta la 25. 15 supra 25. Care prin 5 se face? 35. Sigur, mai sunt ca unul. De fiecare dată, totdeauna mă spune, dar dacă vă dăm de cap un jumătate spre uitat, e clar că săriți la problema aceea și o refaceți din nou. N-ați făcut-o, adică mi-ați o greșeală este, până de voastră clar. Mai zic, dar ce fac? Așa. Și tangenta... ABCD, bucuie F. ABCD, bucuie F. E, F, C, E, F. A, B, C, D, m-a avut la... Tot ăsta de jos? F, F e C. F e C. Cine e F e C ăsta? Între ochi. F e C, da. Se pare tangenta. Hai să vedem. Păi acum, e unghiul. E unghiul dintre cele două. Eu n-am găsit decât C, care e punct comun și poate să fie un punct. Dar nu poți fi de două plane. Păi asta zic, trebuie să mai fie un punct ca să fac o dreaptă. Ia mai vezi tu, dragul meu, e deja știut. Exact, dacă ai zis A, B, C, D, de ce nu zici că e F, D? A, atunci, C, D. C, D, păi nu zicem C, E, F, D? Păi la normal. Vă zici pe la din 4. Păi da, n-am vorbit mai devreme, că planul C, E, D, e C, E, D, F, de fapt. Exact. Și vom uita cu vârful triunghiului E, D, G, care a fost mai înainte discutat, l-am mutat cu vârful și vorba de F care e parte, parte în aceeași parte. Și atunci aceeași cum este de aici. Exact. Adică și tangenta... Tot e C, B, nu? Tot e C, B. Tangenta e cateta opusă pe cateta alăturată. Opusă pe alăturată. Deci cateta opusă e 20, pe cateta alăturată e pe 5. Adică tot e pe 5. Tangenta, cu tangenta pot fi mai mari ca 1. Corect. Dar scrie și voi acum, tangentă de unghiul, să scrie. Deci, redactăm la punctul șurat. Ce spun ca să fie treaba clară? Analog E. Nu. Analog E. Zicem așa. E, F, e paralel cu B, A, B. Fiindcă A, B, C, D. E, F, pătrat. A, B, A, B, E, F. A, B, E, E, F. Pătrat. E pătrat. Da. E pătrat.
AB de desubt e paralel cu CD. CD. Din motiv că AB CD dreptul. Și atunci reiese de aici că E e paralel cu CD. Da. E paralel cu CD. Deci asta înseamnă că de paralel de teroplan. Deci înseamnă că eu aparține planului A de noapte. C de E. C de E. Eu aparțin C de E. Adică ce am spus? Că și eu este în planul. Ce vă dat aici? C de E, nu? Sau ce C e E? E. C, E, F. D-ul aparține. Da? D-ul aparține. C, E. C, E, F. Și asta îmi spune că unghiul, diedul dintre ele, unghiul dintre A, B, C, D. A, B, C, D. Și C, E, F, D. C, E, F, D. Dintre aceste două plane, unghiul dietru dintre aceste două plane, egal cu unghiul dietru de mai înainte, sunt egal cu unghiul care B, E, B, C, E. Da, B, C, E. Da? Unghi. Și atunci, măsura sau tangenta lui E. Notăm cu alfa aici, da? Alfa e ca unghiul din celul de noi. Atunci, tangenta de unghiul alfa, celul de noi, e ca tangenta unghiului BCF, BCF, și e ca cu tangenta cateta opusă supra cateta lătoare. Și e ca cu 20 pe 15, se face 4 pe 3. Deci 4 pe 3 se va vrea tangenta. Și gata. Și gata problema. Dar haideți să mai vedem încă o dată. De ce au fost greutăți? Mai întâi. Au fost mult. Mai mult un pic de lucru. Dar mai întâi, important a fost să arătăm că e fama. E perpendiculară pe planul ABC. Păi de acolo a fost... De acolo s-o pornim. Am bălbuit noi acolo. Hai să spunem ce alea. Altfel trebuia să vedem rapid că... planele sunt perpendiculare, nu? Da, și da, că... vreți că a fost prima treia. F, A, A, C este perpendiculară pe AD. Atât. E perpendiculară pe AD și de acolo totul pornea. Adică unghiul dietru din faptul că planele sunt perpendiculare... De fapt, e unghiul dietru și ele din 90. Trebuia să vedem unghiul dietru repede și de aici că F, A e perpendiculară pe AD, lucru esențial. Și cu F, A și pe AD din cauza că e pătrat, că A, e perpendicular pe planul ABCD. ABCD. Și din momentul acela, și paralela e perpendicular pe planul ABCD. Da? Dacă ai nevoie invers, CB va fi perpendicular pe planul ABEF. Deci, dacă putem întoarce invers, și problemele este pot gândi și pe partea cealaltă. În final, pornirea problemei de aici încolo, a însemnat folosirea teoremei cerului perpendiculare pentru a arăta distanța de la E la C. Da? Aici a fost al doilea moment. Unde pică distanța de la E la C? Acolo unde mai întâi din piciorul perpendicular ducem noi pe BM. Dacă așa și așa ai dus-o dus, sigur ai pe EM. Aici am tot căutat legat fiind la, ar fi în C. Dar nu perpendiculară. Cu ce măsurăm distanța dusă dintr-un punct, dintr-un punct de pe perpendiculară la o dreaptă din plan? Sigur că e vorba de lungimea segmentului acela, e M, dar unde anume? Unde e dus tu? Te rămâi cel perpendiculară, te ajută, e fost cea, te rămâi directă. După care, din clipa aceea, am prins pe punctul M,
Totul a fost la îndemână, pentru că am găsit și unghiul dintre ACE și ACB. Am găsit, pe urmă, mai departe, unghiul ăsta pierdere și a fost al treilea moment. Dar le dă trei puncte, le intrese la și la al patrulea să l-a locul casă. Ne-am părat, am mai vorbit asta. Exact, ca să găsească dreapta cu un... Deci nu vezi un singur punct. Da. Din două plane nu se intersează. Exact, și ea vedea un punct când îți dă triunghiul. Îți dă triunghiul. Vedeai în cele două triunghiuri un singur punct comun. Exact. Da, și m-am trebuit să vedeți un punct ca să fie dreapta. Da, de acord. Deci neapărat alergi după dreapta ca trece prin punctul acela. Vezi planele prin patru puncte, nu? Da. Ca să te ajute mai repede. Am spus și altă dată, spuneam, mai aducem acolo alte puncte în plan. Iată, punctul D de pe acolo era cel sau... Cereu sau știu eu, sau IEF-ul a fost cel care a trebuit adus. De fapt, autorul tot juca în planul ABCD cu planul EFDC. Aici s-a tot jucat. Și noi trebuia să găsim un ghidit între ele. El este ori în C, dacă le-ai văzut aici, ori în D, dacă te duci în triunghiul care? În triunghiul EFAD. Sau E, B, C. Același este unghiul de iadru dintre cele două pane. Văzându-l în D sau văzându-l în C. Da. Deci, de ce insist eu după ce a făcut o problemă? Insist ca să vedem ce lucruri importante și de ce nu ne-am prins. Care e situația? Ce ne depărtăm de problema aceea? Ce lucruri importante, care sunt concluziile pe care trebuie să le avem în vedere, da? Informațiile pe care le-am câștigat acolo. Deci am câștigat o leagă de demânare pe acele de perpendiculare. Distanța de un punct la o dreaptă, trebuie să ai din piciorul perpendiculare dus acolo și... Problema 18, de la pagina 184. 184. În ipoteză, triunghiul echilateral ABC. Triunghiul ABC, echilateral. Și ACD, intoscel. Și ACD, intoscel. AD egal cu CD. AD egal cu CD. Sunt situate în plane perpendiculare. Deci, triunghiul echilateral ABC și triunghiul isoscel ACD, cu AD egal cu CD, sunt situate în plane perpendiculare. Plane perpendiculare. Deci, au o perpendiculare. Ceau care e un cea comună a celor două, ar fi AC. Da? Deci, o să desenăm și noi, uite așa, asta să fie AC, cea comună, și... triunghiul ăsta și cu triunghiul celălalt, iată așa, cum am spus că triunghiul ABC echilateral, da? ABC echilateral, da. ABC echilateral. Hai să zicem așa. Nu o să pot lua din... o să ținem cont mai de da. Asta. B-ul aici. Și ACD, iată, duc aici. Vreau să puntez unghiul dietrului dintre cele două plane. Da. Deci perpendiculară o duceți acolo. Aici o duc, da. CB, da. Da. Deci aici e perpendiculară. În C. Pe ACCB perpendiculară și unghiul iarăși perpendicular. Asta este isoscel, parcă da. Așa. Adică asta este asta. De. De sus. Insist să înțelegem că unghiul dietru l-am fixat în punctul C. Adică în C am dus perpendiculara BC pe AC și DC perpendiculara tot pe AC. Adică DC perpendiculara pe AC. Deci, asta e aici și DC pe AC. Și atunci,
În momentul ăsta mi-a apărut unghiul dietru în C, da? Mm, dar de ce n-am spus în C? Asta nu e o situație particulară? Nu, Miruna, mi-am văzut eu figura așa, ca să pot să fie vizibil. Dar eu puteam să nu duc așa, a? Și să iau... vrei tu să... Nu, nu știu. Nu, să creează imaginea, adică l-ați înțeles sau... Deci, se vede pe unghiul dietru, acolo l-am prins eu, da? Dar... Vedeți că AD vrea cu CD, domnul profesor. Problema, AD cu CD. Triunghiul este istorcer, deci nu cu ăsta de aici, nu-i cu cât ăsta de aici. Da? AD, așa vrea, uitați, AD cu CD. A, AD? Cu CD. Cu CD, așa e istorcer, am zis bine. Deci acolo e ce? Noi ce facem, ca să înțelegem? În cele două triunghiuri, nu mai am posibilitatea asta, că nu este ca pătrașă dreptunghi. Aici trebuie să fiu atent eu, că greșesc. Deci, nu începe. Deci triunghiul are pe A, ce? A, A, ce? Hai să zic A. Ce? A, B, C, da. El este isoscel, da? Așa, este isoscel. Deci, A, C este cât... Nu, A, D este cât CD. Ai să iei D1, nu? Da. Deci asta e de asta. Da. Bun. Ăsta de jos, ce fel de triunghi este? Echilateral. Echilateral. Hai să vreau să lăsăm așa. A, C... B. B. Bun. Eu trebuie să caut un punct, să duc perpendiculara comună... Nu un punct. Să duc perpendiculara comună pe unghia comună, pe AC. Bisim. Da? Nu e echilateral, nu e tot ce-l bisim. Așa. Hai, descoperi. Așa. Care e punctul care mă interesează aici? Că? Unii să duc eu perpendiculara comună în cele două plane? Păi care că avem... Eu am observat că era o prostie. Da, că își dădeam motivare, să știți. De profesor, da? Mai avem ipoteză, știți, și ne ajută. Dar e echilateral ce înseamnă? Mai avem ipoteză. Am zis. Da, domnul profesor, te întreabă. Eu dacă îmi opresc aici. Da. Fiindcă planele sunt perpendiculare, unde... Păi ducem din dă perpendiculare pe AC, care e ca din mijloc, ducem din asta pe AC, deci punctul care e căută, asta vreau. Deci punctul 1, acela care mi este mie convenabil, este ăsta. Da. D, M, și M, B. Și ăsta e unghiul dietru despre care vorbim. Și de 90 de grade este acesta. Și în ipoteză scrie, M este mijlocul segmentului AC. M. Aparține în AC, așa încât A, M, aici ne-am ajutat autorul. Da, da, da. A, M egal cu M, C. Și planul, planul, domnul profesor, planul ABC e perpendicular pe planul ACD. Deci A, B, C, perpendicular pe planul IMBC. D, A, C. D, A, C. Deci, ele sunt perpendiculare, asta tradus, echivalent din ce avem noi până acum, că măsura lui D, M, B, măsura lui D, M, B, e cam mult din așa, asta, asta avem. A, concluzie. Da, foarte important. Concluzie. În concluzie. A, arătați că D, M, e perpendicular pe ABC. D, M, e perpendicular pe... pe ABC. A, B, C, pe planul A, B, C. E, B. Da? Știm că A, B egal cu 16. A, B egal cu 16. Și B, D egal cu 4 radical din 21. B, D egal cu 4 radical din 21. Calculați. Distanța de la D la A, B, C, la planul A, B, C. Distanța de la? D. D. La planul A, B, C. La A, B, C. Și măsura unghiului format dintre planele A, B, D. Deci, asta puneți egal cu semnul întrebării, trebuie să o calculăm. Da. Și măsura unghiului format dintre planele A, B, D. A, B,
Cu A, B, C. Cu A, B, C. Mă scoam că nu e egal cu cine. La prima, D, M, pe B, la pe A, pe C. Am aflat. Da. Păi știu că DM e perpendicular pe MB, știu că DM e perpendicular pe AC, rezultă DM e perpendicular pe ACB. Deci să vedem Adi dacă ne spune bine. DM perpendicular pe AC, MB perpendicular pe AC, deci rezultă că BM e perpendicular pe planul ACB. Deci BM e perpendicular pe planul? DM. DM, pe planul pe ABC, da? Da. Dacă ai fi vrut invers, BM ar fi pe DM, da. 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 Aceeași treabă. Hai să discutăm problema. Deci asta s-a făcut, nu? Da. Bun. Distanță de la D la A, B, C. De la D la A, B, C. Păi nu-i DM, că DM e perpendicular pe AC, DM e perpendicular și pe MB. Deci DM e distanță. O aflăm repede 12. Deci zice bine? Da, da, mă. DM e perpendicular pe plana de jos. Am zis la prima. Mă, bă, e perpendicular pe așa, deci asta este perpendicular. Și o aflăm repede, că e 12, am aflat. Da. De mă? Da, e 12. Bun. Bun, și acum măsura noi A, B, D cu A, B, C. A, B, D, adică la tot în... A, B, A, B, latură comună. A, B, D și A, B, C. A, B, A, B, latură comună, da? Ducem din C o perpendiculară pe AB, pentru că ea merge în mijloc. Deci, AB, D-i sus, nu? Da, mama, dar la mine e jos. A, la tine e asta. Deci măsura dintre AB, D, da. A, B, D, da. Fața de acolo, și? AB, C. A, B, C. Ducem într-un unghiul AB, C o perpendiculară din C pe AB. Din C pe AB. Unde e ce? La mijloc, la mijloc. Eu contăm cu S. Așa. Ducem un triunghiu DAB, tot o perpendiculară, din D pe AB, pentru că tot la mijloc cade. Tot în punctul S o să cadă. De ce? Pentru că din D pe AB o ducem. Adică o ducem din D pe AB. A, ăsta nu e isoscel, nu? DAB nu e isoscel. Oare triunghiul ăsta e dreptunghic de la B? Deci îi se cere unghiul pe care îl face ABD, ABD cu ABC. Nu e greu din să optic și reflectăm. De A e perpendiculară pe AB, nu? Pentru că planul este împărcut perpendicular. De A, nu? Pe A, B, nu? Nu e. Nu. Oare nu de ce au urât distanța de la D la A, B, C. De la D la A, la A, B, C. Ne-am scris de M. La A, B, C. De M, e perpendicular pe A, B, C. Da, D, M e perpendiculară pe planul A, B, C. Adică D, M e perpendiculară pe A, B. Da. Așa. Și D, M e perpendiculară de la tot. Nu. Ia fiți atenți așa. Cum este AC
pe planul D, M, B. Pe planul D, M, B. Deci, e perpendiculară. Dar ce e perpendiculară? Da. De ce? Pentru că aici e perpendiculară pe mână D. Pentru că D, M e perpendiculară pe AC. M, B e perpendiculară pe AC. Deci, înseamnă invers AC e perpendiculară pe ce este pe D, M și pe M, B. Deci AC e perpendiculară pe planul D, M, B. Bun. Și acum, care ar fi distanța de la A la D, M, B? AC. Distanța de la A la A, M, B. A, distanța de la A. Distanța de la A la planul la M, B. A. Distanța de la A, M, B. La la A, M, B. Da. Păi A, M, B e fapt A, C, B. Deci A, M, B este? A, C, B. A, C, B. Deci A, A, M. A e jos, domnule. De, de la distanța D, de la A la planul D, M, B. Pe A, C. Pe A, C, da. Distanța de la... Tocmai am zis că e perpendicular cu planul ăsta, deci asta e distanța. Deci, distanța de la D... De la A, am spus eu, nu? La D, M, B, la D, M, B este? A, C. A, C? Da, tocmai am zis că A, C e perpendicular planul de un bun. Bun, este cine distanța asta? Ia mă, Miruna. Păi am A, C e aceeași chestie, nu cred că. Păi nu am A, C, A, C e mai mare. Deci numai A, C. Deci tu trebuie să vezi planul D, M, B. Și cu planul în care am perpendiculară pe D, M, B. Am perpendiculară pe D, M, B. Mm-hmm. Și atunci, iată-o pe am perpendiculară. Ori am orice M. Da? Ori am orice M de o parte și de alta. Hai să vedem așa. Deci acum se vede planul D, M, B, care e perpendicular pe A, C. Da? În punctul M. Și ceea ce avem de urmărit este unghiul pe care îl face ABD, ABD, da, cu ABC. Trebuie să vedem... Păi trebuie unghiul acela care... Care e dreapta comună? AB. Este AB. Deci pe AB... Trebuie să găsim două perpendiculare. Una pe planul și una din planul. Exact. Pe A, două perpendiculare. Haideți să ducem perpendiculare. Una să fie în planul care? A, B, D, C. A, B, D, A, C, S și D, S. Nu, nu C, S și D, S. Că D, S nu e perpendiculare pe A, B. Uite, D, S nu ai niciun motiv să zici chitară de mare. Că ăla nu-i sus ce. De ce nu e perpendicular atunci din D pe AB? Din D, să ducem pe AB undeva, pică, nu o să zicem o putem. Așa. Până la urmă,